Bună ziua, prieteni! Noroc la toți cei care sunt online, oricare se conectează. Noi azi discutăm despre monetizarea timpului și abilităților tale cu ajutor online. Cum să faci bani din ceea ce știi, poți sau cunoști. Respectiv, până ne conectăm, acest short introduction, mai ales pentru cei care se vadă în reloare, să înțeleg subiectul discuției noastre, cei care se conectează, reamintesc, bună seara, noi azi discutăm despre monetizarea timpului și a abilităților, sau cu alte cuvinte, cum să faci bani din online, din ce și știi, ce și poți. Am găsit un graal săptămâna asta și peste noapte am conceptualizat webinarul. Am structurat maratonul și zic să vă povestesc și aici, poate va fi relevant pentru voi. Haideți mai întâi de toate să facem pe voi o leacă de cunoștință. De unde sunteți? Cac de la? De la 1 la 10 dispoziția? Cum auziți? Și nu uitați că mă puteți susține pentru live-urile informaționale, dar azi o să fie informaționale extrem de mult, cu niște inimioare și acolo este și un avionaj. Trimiteți la vreo 2-3 prieteni pentru ca ei să vadă și să facă parte din lumea asta digitală. Așa că, haideți să văd. Eu nici m-am apucat de tușit, așa că dacă azi o să am vorbit mult, azi consultație și o leacă mi s-a dus vocea tutiu. Așa că, subiectul nostru este despre o ipoteză tare interesantă, în cadrul căruia am identificat trei ingrediente. Deci pornesc să vă povestesc, că văd că nu prea vreți să vorbiți și nici inimioare nu văd, dar eu tot și o să insist. Ce am înțeles eu? Eu am înțeles un lucru, că o bună parte din clienții care se adresează la noi, ei spun în felul următor: Dumitru, eu vreau să vând ori cursuri, ori vreau să fac live-uri, ori vreau să fac reels-uri, dar nu știu cum, nu știu cui, nu știu care. O bună parte din clienți vor să presteze servicii de social media. Și în sensul ăsta există o lume care se cheamă digital marketing, care descoperă o serie de oportunități. De aceea, azi o să vă povestesc cum voi ați putea să faceți un pas către lumea asta și dacă voi aveți ce spune, se poate de identificat zonele în care se poate de optimizat și de monetizat. Vreau să-mi spuneți ce fel de industrie sunt aici, că eu să-mi dau seama și azi, apropo, pot fi în decompoziție, ori puteți intrați, ori să scrieți întrebarea voastră. Două întrebări am în privat, în zona de căsuță, două persoane o scris, o să le citesc și întrebarea lor, dar dacă sunt întrebări legate de monetizare, eu, ca sunt domeniul ăsta, vreau să fac asta, dar nu știu ce, sau, dar poate e ca aici, dar cum s-ar putea e ca aici? Eu cu drag mă expun în zona dată. O să încep de la prima întrebare și ca să înțelegeți fluxul sau vectorul, iată, mă ating că e întrebarea profesor de matematică. Ecaterina, mă ating că dumneavoastră, ați scris în zona dată. Profesor de matematică, teoretic, aproape orice profesor, datorită pandemiei, din motivul carantinei, o aflat ce înseamnă Zoom. Aproape orice profesor. Respectiv, elementul nivelului de învățare la școală, universitate, grădiniță, lasă de dorit. Nu știu de ce, dar trendul arată că elevii sunt tot mai haotici. Și tot mai mult este interesant, eficient, lucru tet-a-tet. Vreo 3 ani în urmă, cred că eu o convingeam pe sora mea, care este profesoară de matematică în Sărăta Galbenă, să înceapă lecții online. Și ea tot se opunea, dar cum eu să explic exercițiul? Ok, tu în marketing acolo ai arătat ecranul, Facebook-ul, dar cum eu să arăt exercițiul? Foarte simplu, cumpărat o tabletă,
a luat un creionaj la tabletă și ea scrie la ecran aici, elevul vede pe dashboard la dânsul un zoom. Respectiv, pentru profesorii de matematică, profesorii de limbă română, profesorii de materie fizică, acum sunt și profesori de educație fizică online, antrenori de fitness, voi aveți un gap foarte mare de cunoștințe, bacalaureat, ajutor în teme pentru acasă și subiecte pe întrebări închise. Noi avem în TikTok în Moldova un bărbat care este mega popular, care explică matematica. Noi avem, eu nimeresc în anumite zone și câteodată mă prind un bărbat, așa el apare ca un pătrățel jos în TikTok și sus e foaia albă și îl spune, ia că cum se calculează umbra de cădere la zona dată, mediana, radiana, cum se mai cheamă ea. Respectiv în zona asta, eu slab, dar eu mă uitam și el spune așa, dacă soarele bate așa, și umbra cade la ora asta, dacă calculăm raza de cădere, luăm asta. Adică el explica asta online. E extraordinară oportunitate de suport în învățarea unui element, în curs de inițiere, live-uri tematice, stories-uri, reels-uri tematice, profesorii cunoștințele le-au în cap, tot ce a rămas e să iasă din zona asta de frică de comunicare în public și să comunice în, pentru o audiență mai largă. Nu mai vorbim de profesori de engleză, franceză și restul. Soția mea este profesoară de limba engleză. Ea nu a lucrat niciodată în școală, ea a terminat studiile și a început activitatea antreprenorială în zona dată. Noi am lansat cu 2 ani înainte de pandemie proiectul Yellow Yang și de atunci proiectul Yellow Yang are lecții doar online. Offline au fost câteva încercări, dar fără arendă, fără nimic, acasă vineau. Dar de atunci încă nici Zoom-ul nu era, era prin Skype, se fac lecții online. O lecție la Dorina costă 25 de euro. Eu nu știu dacă voi cunoașteți profesorii în Republica Moldova care au lecția 25 de euro. Ea lucrează cu diaspora, ea lucrează internațional și acum noi pregătim zona de curs, de inițiere și de promovare de mai departe. Ce vreau să vă aduc aici în zona de profesori, de limbi sau de materiale? Voi aveți câteva produse și când eu o să conceptualizez și o să totalizez cumva azi structura care eu mi-am imaginat-o, voi puteți să le livrați. Voi aveți câteva zone în care voi puteți să livrați ceea ce știți și oamenii sunt gata să plătească. Și credeți-mă, aceeași sora mea care face la un preț foarte mic lecții de matematică, are elevi pe care deja le duce câteva ani în materie de studiu amănunțit. Asta nu înseamnă că la școală nu se predă, asta nu înseamnă că în zona dată, dar asta înseamnă că elevul are nevoie de o detalizare la anumit element. Tak, mai departe, voi aici ceva spuneți, Anastasia întreabă cum convingem șefii să facă pagini pe rețelele la compania unde lucrăm și să postăm regulat, se uită tare sceptic în afară Moldovei. Anastasia, e, are dreptate aici, surprize, te invit aici. În primul rând, elementul este, trebuie să vedem cine sunt jucătorii. Dacă eu, ca jucător, spun, băi, nu, aici sunt 3 jucători, noi vindem combine-uri, ele sunt 2 milioane, noi de obicei le vindem la saună, nu este despre marketing. Dacă este despre marketing, atunci ori el n-a să se întâmple, indiferent ce noi spune, el pur și simplu s-o deprins, pui banere, îți dă el la radio și sănătate. Ori dacă tu îi arăți un concurent și testezi un element. Dar cel mai bine aici să arăte concurentul care poate să demonstreze că în zona asta există elementul dat. Așa, încă o întrebare. Fac reels-uri, însă nu sunt încrezută că sunt bune. Cum aș putea să evoluez și să-mi găsesc clienți? În general, reels-uri bune sau nu bune nu există. Există reels-uri cu vizualizări sau reels-uri fără vizualizări. Există reels-uri postate consecvent, frecvent și există reels-uri postate haotic. Ceea ce eu sugerez, asta este tu să faci 1-3 reels-uri pe zi,
postate în TikTok, postate în shorts cu o frecvență diferită, să o faci pe perioadă măcar de jumătate de an, fără să te oprești, și să-mi arăți dinamica. Și publicul va spune ție încotro să mergi. Tu o să vezi cu un reels obuhnit, pentru că acolo tu aveai sunetul calitativ sau acolo tu ai vorbit despre tematică. Tu o să vezi că un reels a avut multe comentarii, deci trebuie să auditați anumite zone. Dar reels-urile sunt în ingredientul nostru, la concluzie, la final care o să fac, o să vă explic rolul și reels-uri. Dar nu este despre bine și rău, continuă pur și simplu să faci. Mulți nu fac și așteaptă să se întâmple de la sine. Așa. Cred că a răspuns la întrebarea asta legat de profesor de matematică, cum să monetizează abilitățile. Cursuri, maratoane, lecții private, consultanță, deci există o zonă foarte mare. Și apropo, lucrând cu 2 elevi pe săptămână, sora mea, dedicând câteva ore pe săptămână, face în jumătate cât face lucrând la școală. Dar la școală, nu, profesorii știu ce înseamnă asta. Plan, raport, verificarea temelor pentru acasă și o zeci de procese pentru acei 5, 7, 8, 10 mii de lei. Deci, eu nu sunt pentru renunțarea la școală. Eu sunt pentru combinarea. Și profesorilor le urez sănătate și sper tare mult că ei au încă 3 ore pe zi să dedice unui elev și să facă încă vreo 10 mii de lei ca să aibă resurse, ca să nu moară de foame, ori să-și permită ceea ce vor, iar vocația lor să rămână activă și să aibă timp, sănătate să o facă. Până la câte SMS pe zi pe Instagram putem trimite? Mulțumesc mult! Bănuiesc că mesaje trimite sau reformulați, vă rog frumos, ce subînțelegeți prin până la câte mesaje puteți trimite. De regulă, dacă trimiteți la oameni străini, vă blochează peste vreo 20-30, în general reformulați. Învățământ preșcolar. Foarte mult la noi în general elementul de învățământ are o zonă extrem de mare. Noi, încă o dată mă repet, noi avem element mare de gap la nivel de informație. Azi tu printr-un maraton de 10 lecții îmi dai foarte nișat cum se scrie I din A, cum se face teorema Pifagora, cum setează o pagină de business, cum se face un program de fitness, cum slăbești nutriționistul, cum să dezvolți numerologul, cum să... adică, îs în jur de... Noi am numărat peste 100 de industrii, subindustrii, care au azi în online o piață, au o audiență care este gata să plătească, doar că prezența lor nu este consecventă, constantă și calitativă. Deci e aici 100%. Frumusețea. E că tare mulți, tare mulți, din zona marketing, e că ne întreabă Dorina Cornescu despre marketing, cum se poate monetiza. Frumusețe. E că în Viena este două industrie. Foarte mulți ajung la un element când ei deja au atins un nivel și este inevitabil rolul că el trebuie să șăruiască. Uitați-vă, eu mă ce fac. Ce fac eu? Eu fac marketing, eu șăruiesc poziționându-mă în industria dată pe rol de expertiză. Și la o anumită etapă, pe anumite produse, o parte din voi inevitabil va trebui să cumpere, din motivul că voi veți dori răspunsul la întrebarea care poate să vă aducă vouă bani. Poate să vă aducă. Și asta eu pot să garantez prin sutele de companii sau zecile de variații care eu pot să le prezint și să le argumentez. Dacă eu pur și simplu prima oară mă ies în fața voastră, atunci eu sunt un fel de info-țigan sau un nepaneatnă civăcioc lăsăi care vârghește ceva nepaneatnă și, dar hai să ascultăm 5 minute și ne schimbăm la altul. Adică elementul care voi trebuie să luați azi și o să vă dau azi un plan ce industrie, care chestii și anumite soluții, este că există ceva ceea ce dacă tu azi ori testezi, ori deja ai ajuns limita, tu nu poți să nu faci mai departe. De ce e? Salonii de frumusețe nu poți să nu facă cursuri de instruire pentru alți specialiști, mai ales dacă ești proprietar sau business-ul e tău, pentru că aceasta este un generator de specialiști. Elementul de fitness, deseori nu poate, deci fitness-urile ar trebui să aibă un curs de fitness.
Nu fitness-urile simple, dar fitness-centru ar trebui să formeze specialiști de fitness ca ei să vie să lucreze la dânșă. Noi avem curs de social media și jumate, mai mult de jumate din echipa noastră au venit să lucreze la noi sau lucrează la noi prin prisma că ei ne cunosc, prin cursurile noastre sau ne-au recomandat alți clienți care au trecut cursurile noastre. Cursul, livrarea cunoștințelor digitale, este un agregator de poziționare, vânzare și generare de clienți potențiali ori HR potențial. Deci tu, dacă în industria ta ești lider care învață, înseamnă că la tine se poate și de lucrat, de făcut internship-ul, de lucrat full-time sau de instruit și de creat propriul business cu ajutorul tău. Deci voi sunteți obligați ca formator de opinie în industria voastră să lucrați în paradigma asta. Fie că voi sunteți formator pe crypto, fie că voi sunteți formator pe fitness, fie că sunteți formator pe beauty, fie că sunteți formator pe sănătate, fie că sunteți formator pe social media, fie că sunteți formator pe construcție, fie că sunteți formator pe ce încă industrie eu n-am numit, dar voi sunteți aici, dar nu înțelegeți cum. Sunt zeci de instrumente și eu am văzut asta în felul următor. Dacă voi sunteți gata să vă povestesc conceptul care eu l-am văzut, dați-mi, vă rog frumos, un feedback, niște focuri aici, niște inimiare, spuneți fire, start, go, facem ca la webinar. Haideți să văd feedback-ul vostru, pentru că pentru mine e mega important. Noi avem 50 de suflete în live și eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezență, pentru că eu nu vorbesc singur cu mine și azi live-ul este mai mult recunosc pentru mine decât pentru voi. Chiar dacă voi puteți lua foarte multe de aici, pentru că ceea ce eu o să conceptualizez acuși este o concluzie la un research făcut săptămâna asta și înțelegerea mea cum și de ce și în ce direcție noi putem merge. Păi iată, haideți să vedem un moment. Dacă voi faceți parte din industriile care trebuie să deveniți sau sunteți un formator de opinie, dacă voi sunteți parte sau faceți parte din industriile de marketing, cum am mai spus, frumusețe, formarea audienței, sunt trei audiențe, trei piețe în care voi vă puteți livra produsul vostru. Piața, prima, îți experță. Tu, ca expert în marketing, ai alți experți și dacă tu ești mai bun ca expert, tu poți să formezi alți experți. Tu, ca expert în fitness, poți să formezi alți fitness experți. Spre exemplu, noi mâine avem un webinar, asigurăm în studioul nostru, pe nutriție. Și speakerul va vorbi către alt nutrițiologi despre posibilitatea cum să lucrezi ca nutrițiolog, spre exemplu. Înțelegeți fișca. A doua audiență sunt companiile. Deci piața asta are experți și are companii. Companiile mai mult se axează pe zona de servicii și aici intră marketingul, intră partea de psihologie, asistență, unde servicii voi puteți vinde la companie. Spre exemplu, tu poți vinde social media, tu poți vinde audit, tu poți vinde consultanță, tu poți vinde servicii de marketing, tu poți vinde cursuri, tu poți vinde asistență, tu poți vinde masaj, poți să vinzi limbă engleză, tu poți să vinzi la companie, este B2B. Și cel mai important este B2C-ul, sunt populația, oamenii simpli. Acești oameni simpli sunt dezvoltare personală, foarte multe cursuri în dezvoltare personală, nutriționiști, numerologi, targetologi, care fac promovare, comunică cu masele. Dezvoltarea afacerii, dezvoltarea personală, dezvoltarea interioară, dezvoltarea exterioară, îmbunătățirea interioară, îmbunătățirea exterioară. Toate acestea sunt pieți către care noi putem ceva livra. Acum, care e forma de livrare? Forma de livrare se împarte în două segmente. Livrarea care noi o facem la nivel de poziționare și livrarea care noi o facem la nivel de vânzare. Poziționarea, asta este clusterul de 4D. Live Stories, Feed, Reels. Pe oricare din rețelele care voi vreți. Evenimentele și alte zone.
Vânzarea se face prin live, webinar, maraton, curs, evenimente. Deci către aceste trei segmente de peți, voi puteți să vindeți serviciul vostru de mentenanță, instruire, cursuri, webinare, consultanță, la aceste peți prin așa modalități. Industriile voi deja le cunoașteți. Formatul prin care voi puteți să vindeți este in-house, outsource, freelance, expert. Acum, eu sunt inspirat, Oleacă. Poate numai mie asta îmi place și voi văd că nu dați niciun feedback. Gândul meu o mers în zona dată. Vă închipuiți câte freelanceri, oameni angajați, oameni, companii digitale, experți, ar putea fi prezenți în anumite industrii, cum ar fi beauty, sănătate, astrologie, psihologie, interior, exterior, creier, mâini, chișoare, frumusețe, cum să te îmbraci, cum să te hrănești, cum să faci asta. Ca să vândă, ei trebuie să înceapă cu zona de livrare a conținutului la nivel de poziționare prin 4D, pe urmă ei coboră în zona de live-uri, cum o fac eu acum cu voi, pe urmă voia să mergeți cei care ați vrea mai adânc în zona de webinar, pe urmă cine vrea mai adânc în zona de maraton, pe urmă cine vrea mai adânc în zona de mentorat, pe urmă cine vrea mai adânc în zona de curs, adică voi înțelegeți că fiecare industrie din cele enumerate, dacă știi corect să facă fiecare din aceste elemente, ea are posibilitate să monetizeze cunoștințele sau timpul vostru. Fie că voi să faceți să mă instruire sau audit companiei, voi monetizați. Important este, voi faceți tot flow-ul sau voi deodată v-ați dus direct în vânzare. Respectiv, pentru cei 50, cei care încă sunt aici, eu vă spun că încă nu este lansat, dar eu deja am programul din 8 și aici e că e vânzarea. Nu vă nirați, cine știe, înțelege. Dacă tu nu știi cum să faci live-ul, cum să faci un curs, pe și platformă să-l pui, nu știi cum să faci un webinar, nu știi ce să postezi, nu știi și cu zona de personal branding care este pentru o zonă scurtă, dar face parte din partea de expertiză. Dacă tu nu știi dacă în industria ta cum să te împachetezi, atunci noi făcând instruire, noi avem o școală de beauty în Statele Unite. Noi avem școli de limbi străine și matematică în Moldova. Noi avem experți în fitness, experți în mâncare, experți în numerologie, mentori sau cum se numesc ei când este elementul ăsta de mentori, care sunt parte din proces și toți ei beauty, asta se numesc barber, colorist, frizer, avem Pilates, e ca sunt zeci de industrii cu care eu am interacționat în ultimii 3 ani de zile și eu am înțeles că ei au ajuns la un nivel când ei deam o prestare de serviciu nu este interesantă sau nu este strategic, este gata, eu nu mai pot să fac multe lecții de engleză, ori eu înregistrez un curs, ori eu fac un webinar și vând consultații și vând la 10.000 de oameni la $2, decât să fac cu 10 oameni cu 50 de dolari. Adică este capacitatea de acoperire. De ce toți cei care privesc acum, pentru care este interesant să-și monetizeze, să-și creeze propriul curs, să creeze o strategie de webinare, să primească cum să faci exemple. Pentru toți voi, eu nu știu când, dar probabil în luna februarie, noi o să deschidem vânzările la maratonul cum să-ți vinzi abilitățile și timpul în online. Toți care se înscrie în azi, eu o să vă dau voie să completați formularul și voi o să aveți posibilitatea să fiți primii care să beneficieze de zona de abilități cu ajutorul acestui moment. O să fie două evenimente, live-urile și webinarul pe 15 februarie pe tema asta. Eu o să-l descompun mai mult acolo, dar oferta, dacă vă amintiți cei care sunt freelance, oferta care am dat-o aici în live nu era oferta care era în webinar și nu era oferta care era după webinar. De aceea, noi acum încă structurăm partea de volum de lucru, va fi 14 zile de maraton cu 10 module de lucru, cu explicație, detalizare, live-uri, cum se face un tot proces.
Azi am avut chiar un apel, Dumitru, vreau să lansez un curs. Sau cine mă întreba, vrem ca în Reels. Alții întrebau, e ca profesor de matematică. Abia că voi să mă aveți pe mine alături în formatul de studiu teoretic și mentoratele noastre de color, în care eu o să vă ajut să vă împachetați cei care o să vrei. Probabil să facem o ofertă extraordinară, putem să vă ajutăm și să înregistrăm cursul vostru, că avem toate cele necesare pentru zona asta, pe orice platformă, cu orice modalitate de plată să vă ajutăm integrarea, trebuie site, nu trebuie site, trebuie landing, nu trebuie, dar și să înșechi, de la înregistrarea webinarilor sau de la înregistrarea live-urilor, de unde să înșechi, e ca toată zona asta, ca proces, ca coadă, eu o să vă dau. Cei care scriu vreau detalii, nu îmi scrieți aici, scrieți-mi în privat pe Talmazan Mede, Dumitru, vreau să mă înregistrez la maraton, să scrieți maraton. Și gata. Și eu o să înțeleg. Eu o să vă dau un link. Acolo să fie doar nume, telefon. Nu plătiți nici, nu achitați acum nimic. Noi nu suntem gata să primim încă banii voștri. Respectiv, în maratonul freelance au fost 100 de persoane plus. Aici probabil o să fie împărțit mai pe grupuri și poate pe tematici. Piața e extrem de mare. Voi nu trebuie să prestați serviciul vostru doar în Moldova. Voi nu trebuie să fiți în Moldova. Voi sunteți online. Lecțiile și de matematică și de engleză voi puteți să le prestați worldwide. Întrebarea este, voi faceți TikTok? Păi știți ce fel de TikTok trebuie făcut? Întrebarea este, voi faceți Reels? Voi faceți Shorts? Voi faceți webinare? Voi ați înregistrat produsul ieftin de un dolar sau gratuit ca să aduceți audiența? Voi aveți un CRM? Voi sunteți pe o platformă? Voi livrați conținutul vostru de expertiză prin live-uri, prin contentul 4D, prin webinare, care sunt și ele unul din etape? Voi sunteți gata să vă imaginați un model în care voi lucrați la un produs, acest produs costă 5 dolari, și acest produs voi puteți să-l vindeți nelimitat sau sute sau mii pe an. Și atunci voi, tot ce vă rămâne, asta este să trăiți mai departe, să comunicați despre expertiza voastră, iar cursul să se vândă. La noi, majoritatea cursurilor sunt înregistrate. Noi avem maratoane înregistrate, noi avem webinare care le facem lunare, o parte sunt înregistrate, noi facem live-uri săptămânale. Tot ce o să fie, ca de fiecare dată, o să fie practică. Nu despre faptul că eu am auzit că cineva face cursuri sau eu am auzit că trebuie lucrat cu influenceri. Eu, orice curs care îl scot în piață, este o totalizare a experienței pe care eu am. Și eu săptămâna asta am înțeles că eu sunt gata să fac un upgrade la programele mele și să pun un accent extrem de mult, mi este interesantă strategia de vânzare a abilităților și a informației în online. Mie azi, o mai fășeu și alții până mu, cu siguranță. O să fac și alții în continuare, cu siguranță. Azi eu, cu maniera mea de a vorbi, cu capacitatea mea, cu cele peste 5.000 de branduri instruite, consultate în ultimii 8 ani de zile, cu peste deja 50 de webinare mai timp realizate în perioada de la carantină până încoace, cu cele 5 cursuri înregistrate, experiența de prezentări, sute de prezentări, maratoane, toate momentele astea, platforme, oricare din ele, CRM-uri, adică toate astea s-au adunat, și când mie, săptămâna asta, ne-a mai scris vreo doi, când noi avem întâlniri și webinare în care la noi în studio vin experți, ba să mă vine cineva pe social media, cineva pe TikTok, cineva pe vânzări, cineva pe business, cineva pe fitness, cineva pe astrologie, cineva este pe nutriționist. Și când fac, eu ascult și eu văd că calea lor a fost foarte lungă, ei au înțeles singuri și-i bravo. Și o bună parte formulează întrebările, spun, dar eu ca fetiță care face sprâncene, aș putea? Dar eu ca om care lucrează în multilevel marketing, eu pot să-mi vând abilitățile mele cumva online, să adun mai mulți oameni? Dar eu care, întrebarea este, da, tu poți, eu știu cum, dar tu ești gata? Tu vrei? Pentru că același mele mie foarte mult se interesează. Dumitru, cum să fac stories-uri, cum să fac webinare? Foarte, am avut 3 în programul de mentorat. Foarte greu să adaptezi omul către noile reguli. Nemai vorbind că noi, unul din cursuri care și webinare le făceam, știți câți ani în urmă? 4 ani în urmă era cu, era așa un brand, se numea Get Nailed. Unghii. Noi făceam webinar pe unghii. Elena, dacă mă privește, ea desena pe tablă, pe flipchart, cum French-ul se unge acolo, sau cum îl zvopsește, eu, конечно, expert în French, cum French-ul se taie, cum acolo cuticula, ca că tot se face, noi explicam pe flipchart
cu markerul. Pe urmă ne-am dus în salon, o cameră filma de sus, o cameră filma ceea ce Elena vorbește și Elena, în timp ce explica ceea ce face, camera detaliza cum e acolo, taie, roade, șterge, și asta se vindea la alți specialiști care vor să devină specialiști în domeniul nails. Industria beauty, industria de haine, aici poate tu poți să faci poate și un curs cum să te îmbraci, dar tu poți să folosești prima categorie în care online-ul este nelimitat la nivelul tu să-mi dai sfaturi. Tu să comunici în personal branding-ul tău despre faptul că tu știi cum eu să mă îmbrac. Tu poți să-mi spui cu Dumitru, nu e genie că atât asta și ia că cum eu aș vedea sau cum se trebuie să îmbrace un bărbat, ce înseamnă culoarea violetă combinată cu culoarea albă, de ce nu trebuie. Adică, înțelegi, voi tot ce trebuie să faceți, voi trebuie să aveți ceva și azi online-ul prin modalități, dar eu am descris vreo 7, voi puteți să livrați către o audiență, v-am descris 3 audiențe și voi trebuie să livrați din numele industriei și noi acolo să dăm o listă întreagă. Curând o să vedeți anunțul de webinar unde eu o să povestesc fix așa numai cu o leacă, deam cu cifre mai detaliat, dar toți cei care vor să fie primii, dar noi întotdeauna am avut o primă de 20-30%, voi puteți să aveți un preț. Ca să înțelegeți, el nu o să fie mai jos de 30 de euro și nu o să fie mai sus de 100 de euro. Noi mai vedem volumul și o să fie în variație dintre 49, iar variația este încolo. Respectiv, voi o să aveți cel mai mic preț care eu vreodată să-l spun. Dacă eu spun undeva preț mai mic și ne-o auzit, ne arată numele și eu îi întorc banii. Eu să aibă gratuit. Este despre primul val de încredere. Este pentru cei care mă urmăresc și știu ce eu vorbesc și au încredere că dacă eu, chiar dacă încă n-am înregistrat programul, dar am în cap și eu înțeleg toate conexiunile, îmi rămâne să-mi pornesc camera, designerul să-mi finalizeze prezentarea și eu sunt gata în luna februarie, final sau început de martie, să lansez programul. El nu va fi mai târziu de început de martie. Nu va fi mai târziu. De ce? Probabil o să fie și alte bonusuri care și mai jos? Și acolo? Se vede ceva? Eu sunt fitness, n-am burtă, așa că n-ar trebui să și aici probleme cu... Da, dacă așa? Normal? Abia ca. Este elementul de ce pe noi ne așteaptă. Așa că reiterez pentru toți cei care sunt aici. Astrologia mea. Bună ziua, astrologia mea! Interesant? Scrieți-ne în privat. Și noi cu drag vă scriem în recomandă. De menționat că toți cei care scrie cum noi lansăm condițiile, dacă vă interesează, voi beneficiați, dacă nu, nu aveți nicio responsabilitate, dar oferta va fi valabilă când se lansează. Și ea va fi cea mai bună pentru toți cei care... 50 din tranșă cât sunt. Dar hai, ajutați-mă să înțeleg, că sunt 50 de oameni, nu cine să cumpere, cine să vină. Cine măcar... În ipoteză, ar avea nevoie, ar putea, ar vrea sau ar fi în tema crearea unor produse, acțiuni de informare, vânzare, livrare în online cu ajutorul live, stories, curs, maraton, reels, webinar, per general. E că puneți plus. Cine ar fi în temă? Măcar să înțelegă că 47 de oameni aici ascultă așa sau ei sunt în general în zona dată. Reiterez că sunt două zone mari. Prima zonă este când brandul trebuie să creeze conținut informativ, educațional, cu ajutorul acestor modalități. Aproape din majoritatea industriilor, fie că asta este imobiliare, fie că este clinică dentară, fie că asta este salon beauty. Și a doilea, când el are un produs digital pe care îl vinde pe o platformă digitală cu ajutorul altor instrumente digitale și își mărește grila de impact cu un preț mic sau cu un preț mare la nivel de performanță. De aceea, spre exemplu, ori vii ca să înțelegi pe ce vector tu trebuie să-ți dezvolți abilitățile digitale și cum tu să te vinzi gratuit ca oamenii să cumpere pe urmă cu plată, adică, iaca, avem aici Ad Cleaning, iaca, ultimul care join it to life. Bănuiesc că este o companie de cleaning. Dacă această companie de cleaning ar face, poate ești faci, eu n-am verificat,
Dar, spre exemplu, cum aș gândi eu sau în ce vector aș dezvolta și voi dezvolta inclusiv maratonul nostru? Dacă o companie de servicii ar lucra la nivel de expertiză și poziționare prin comunicarea 4D, prin Reels-uri, prin TikTok-uri, prin anumite, nu știu dacă webinare, dar live-uri precis despre procesul de lucru, despre zona dată, ea nu va vinde în live-uri. Ea nu va vinde, cum acum eu pre-sale-ul fac, vouă în live-uri, în zona dată. Dar ea va educa populația și într-o bună zi, când tu o să spui, dar și companiei de cleaning cunoști? Eu nu știu dacă eu aș spus ad cleaning. Poate asta este curățarea publicității, poate ei fac reclamă, sau poate asta este ceva cu cleaning-ul real. Dar eu m-aș gândi la cine? Cine la noi este? Nu fără că coita, la mine în cap a apărut așa, în zona dată. Adică eu aș auzi în cap un brand care a comunicat cu mine. Deci majoritatea din voi trebuie să înțeleagă că aproape fiecare din voi este în domeniul dat. Dar voi n-ați auzit întrebarea mea sau nici unul nu a răspuns? Sau eu n-am ridicat? Mă scuzați, eu n-am ridicat mesajele. Plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 oameni din 50. În cutiuță ce dintre va fi. Da, exact, este despre cutiuță. Cutiuța se completează în marea majoritate cu partea de expertiză. Și atunci, elementul care, spre exemplu, astrologie, da? Probabil astrologie este despre astrologie, eu așa mă gândesc. Și în formatul ăsta, la nivelul de activitate, precis astrologia trebuie să aibă o serie de live-uri 100%, cu influenceri, fără influenceri, dar trebuie să o aibă, pentru că asta este explicarea ce tu știi pe o audiență mai mare. Mai departe, ce vrem noi să vindem la ăștia, clienții noștri? Consultațiile? Care este core product? Care este produsul de bază? Dacă noi vindem consultații și din consultații devii clientul meu care îți fac decompoziție, atunci poate online-ul să ne permită și webinare, în cadrul căruia noi explicăm în ianuarie ce ne așteaptă noul an. Astrologicisch. Și la final, ce vindem? Vindem acele consultații. Sau facem poate un curs, dacă noi avem expertiza de a dezvolta astrologia în alți experți, țineți minte, sunt trei audiențe, populația. Pentru populație, sunt webinarele și consultații să devină clienții noștri. Dar există experță în care tu spui, dar de ce să nu fie asociația astrologilor din Moldova? Și în sensul ăsta, voi spuneți că vreau să mai cresc încă 30 de astrologi. Astfel, tu faci un test. Dacă eu tot flirtez cu astrologia, trecând testul, tu poți să-mi dai un curs de inițiere în astrologie ca să-mi dau seama sau să-mi faci upgrade de cunoștință. Adică detalizarea cu siguranță e nevoie în sensul ăsta, dar tare multe lucruri pot fi întâmplate online și se întâmplă online. Ștefan, băi Ștefan, lasă boale, băi. Îmi dă Alimate. Da, începem de la alimate.md pot și numele, de la asta începem. Bună seara! Bună seara! Ne discutăm despre foarte bune lucruri. Anișoara, salut! Probabil sunt și social media. Pentru cei care sunt din marketing, social media, ei și eu, voi n-aveți dreptul să nu faceți. E că cine e freelancer? Influencer? Și restul? Începând de la live-uri care sunt gratuite, în care voi trebuie să ne arătați creierul vostru, finisând cu cursuri pentru, și aici voi, la ce vă gândiți, la experți, rana. Luăm business-ul și luăm publicul mare. Și atunci voi, problema care puteți să faceți este voi să mergeți la experți și să le vindeți când tu nu ești expertul. E ca marketingul, eu știu vreo 4 studenți de noștri care au cursuri de marketing. Și ei vor să învețe oamenii care știu mai mult ca dânșă. E că aici e problema. Nu e problema că el face un curs, el face curs de performance în marketing când nimeni nu știe cum îl cheamă.
Și atunci, nu că poate el și știe. Nu, păneată, uitându-te după program, tu îți dai seama că programul e standard ca la tăți. Dar tu nu vezi la dânsul în pagină marketingul. Deci, când vorbesc eu despre comunicarea freelance, in-house, outsource sau expert, formatele, voi trebuie să mergeți prin modalități și de PR și expertiză, care sunt promovarea 4D, evenimentele, offline, online, presa, sunt must-have pentru poziționare în zona dată. Deci voi nu puteți să fiți către expert până experții nu v-au acceptat pe voi ca un om care poate să se expună dacă nu mai sus ca dânșă. Și atunci voi puteți să le vindeți. Voi trebuie să fiți cel mai bun în industria voastră ca să instruiți alt astrologi. Voi trebuie să fiți cel mai bun în industria voastră și cel mai vestit ca să fiți alți fitness trainer. Voi trebuie să fiți cel mai auzit, cel mai gălăgios, cel mai tare rusunător brand personal sau company ca să privească alți experți la voi. La business, voi trebuie să aveți deja altă abordare. La populația mare, aici foarte multe legate de coach, legate de dezvoltarea femeii, legate de dezvoltarea personală, legate de dezvoltarea business-ului, mass market-ul. În mass market, greșeala cea mai mare este să mergi cu carne. Ești cea mai mare greșeală. În mass market, asta este când tu te duci foarte profund. Trebuie să te duci cu apșoară, trebuie să duci cu inspirație, trebuie să duci cu zona inspirației spre ea profund. Adică nu că îi dăm numai apșoară, dar dacă tu te duci cu prea complicat, cum să integrezi un sistem de CRM în mass market, tot dai în bară. Dacă tu duci cu dezvoltarea personală în 4 etape și începi de la ușurel, finisând cu ceva mai complicat, căutarea de sine, asta poate să fie inclusiv zona dată. Tu poți să fii cel mai bun om care povestește despre cărți în online și să ai biblioteca ta. Tu poți să fii om care povestești despre cărți și să ai referal la un site care vinde cărți. Tu poți povestești despre orice la ce tu te pricepi. De aceea și numim noi maratonul nostru monetizarea timpului și a cunoștințelor tale. Pentru că tu ori ceva știi, ori tu poți să dedici la ceva, să te înveți și să prestezi anumite servicii. Respectiv, toți cei care ați pus plusuri, eu aștept mesaj în privat, talmazan.md. Cuvântul maraton. Încă o dată, prețul vostru să fie excepțional de eficient. În cadrul maratonului eu am 10 module deja stabilite. Eu încă trebuie să dorm cu dânsele vreo săptămână asta ca să le conceptualizez. O să fac pregătirea pentru webinarul din 15 februarie, în cadrul care o să prezint acest maraton și o să prezint mai detaliat conceptul care azi vă l-am dat în reper. Și voi încerca să descoper oportunitățile persoanelor din industriile de beauty, melemie, marketing, sport, sănătate, psihologie, neuroprogramare, orice voi aveți cunoștințe și targetul vostru sunt companiile, alți experți din industria voastră sau, în general, orice om care ar putea să audă ceva și acest ceva să-i aducă lui un beneficiu, ori să-i acopere o problemă, ori să-i dea oportunitate și dacă voi aveți așa mesaj, voi să îl ajustați în zona dată. Panificație. Panificația face parte din prima zonă. Eu nu sunt sigur că panificația ar putea crea un YouTube canal în care să înveți oamenii să coace pâine gustoasă, dar eu sunt sigur că panificația poate să creeze conținut informativ despre cât de gustoasă e pâinea lor și ce tehnologie îi aplică, fără secrete, invitând poate influenceri, făcând anumite reels-uri care să arate, știți, și mai zălepim eu la panificație la felul în care femeile făceau pâinea și luau lama și făceau așa, șuc, 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 și pe urmă ieșeau pâine cu spic. Eu am văzut așa TikTok-uri. Și ele aveau sute de mii de like-uri. Și credeți-mă că dacă acest TikTok va comunica și atunci tu poți să devii în zona dată sau tu ieși în zona de expertiză și tu explici panificația, nu neapărat să vorbească de panificație.
Bănuiesc că dacă sunteți o panificație nu comercială mare, atunci poate voi aveți pâine cu sămânță, pâine cu deșeala. Înseamnă că voi puteți să ieșiți din zona, nu panificație, dar priviți o leacă mai larg. Voi puteți intrați în zona de sănătate, zona de consum, chiar dacă pâinea nu este cel mai îndrăgit ingredient din bucatele oamenilor, voi puteți să vorbiți despre pâinea, poate să fie și bună. Pâine neagră, pâinea cu semințe, pâinea cu perjă, adică sunt multe variații, respectiv dacă de făcut decompoziția și în maraton se facem anumite decompoziții cu voi, noi să ne dăm seama ce abilități voi trebuie să dezvoltați. Practic orice business, dacă este aici, voi aveți nevoie de măcar primul modul unde voi creați zona de prezență, dar dacă voi sunteți încă și expert și aveți cunoștințe și v-ați gândit vreodată că voi vreți să faceți webinare, voi vreți să faceți un curs, voi vreți să faceți maratoane, voi vreți să faceți live-uri, voi vreți să monetizați toate acestea, atunci pentru toată asta există o anumită zonă de instrumente care noi o să le dăm și o să le detalizăm. Domeniul agriculturii, specialitate, protecția plantelor. Domeniul agriculturii are două targete. Domeniul agriculturii, specializarea, protecția plantelor, voi aveți unul, voi aveți B2B-ul, unde voi aveți clienți, bănuiesc, în industrii, companii mari care cumpără de la voi sau vă aud pe voi și acolo voi puteți să interveniți ca expert și voi aveți poate o misiune către B2C, adică voi aveți specialitatea protecția plantelor. Ce înseamnă asta? Adică eu sunt potențialul vostru client sau nu? Adică, domnul Alexandrov, adică elementul vine că dacă eu sunt clientul tău, înseamnă că tu ar trebui să te ocupi cu educație, ceva de genul Crucea Roșie. Și asta se face prin foarte multe proiecte la care voi puteți aplica făcând mini-cursuri de informare și educare a societății. Mergând prin școli, prestând serviciu de educare, făcând training-uri în colaborare. Noi am avut cu industria roboticii, cu industria de profesiile viitorului, colaborare clientul nostru, colaborare cu Molcel, în colaborare cu Orange, dacă nu greșesc ultima perioadă, dar Molcel precis, el mergea prin școli și făcea instruire. Noi făceam instruire în colaborare cu Centrul pentru Combaterea Crimelor Informatice prin școli. Și pe timpul cealaltă eu nu aveam un curs pentru elevi, dar dacă eu la miile de elevi la care am fost în vizită, lăsam după asta un curs de securitate în online înregistrat, eu capitalizam brandul, dar eu asta n-am făcut-o. O parte din voi care sunteți în regiuni, dacă produsul vostru este pentru audiența care crește, voi luați-i de acolo, cum la timpul Colgate-ul duce prin grădiniță și învăța copiii să spele dință. Consultații pentru studii în străinătate. Deci aici 100% Cătălina este zona de personal branding, stories-uri, reels-uri și life-uri. Dacă eu înțeleg consultații pentru studii în străinătate, adică tu mă consulți pe mine ca eu să vin la tine și tu să mă ajuți să merg studii în străinătate sau tu îmi arăți calea care ai trecut-o, ori tu fiind într-o regiune, îmi arăți cum eu pot să învăț psihotare. Dacă e așa, atunci 100% este despre contentul, întâi trebuie să înțeleg de unde tu iei bani. Adică aici trebuie de înțeles. Dacă universitatea îți dă referal, că e o istorie, dacă tu faci asta cu hobby, altă istorie. Dacă tu faci asta pentru că nu știu ce, e total altă istorie. Deci, Cătălin, dă-mi răspuns la două întrebări. Dacă spune da, dacă am înțeles eu corect conceptul, doi, răspundi de ce tu faci asta și cum faci bani. Pentru că strategia depinde de zona dată 100%. Cei care s-au mai adunat, noi discutăm, cine a venit, știu că oamenii intră, pleacă la noi, în jur de 400-500 de persoane care vin în live, doar că 50, 70, 80 maxim stau, însă unul iese, unul se duce pentru că nu e interesant, ori nu este relevant, ori se grăbește și o să vadă reluare. Respectiv, gândul este următor, există multe industrii. Aceste industrii se adresează către piața de business, piața de oameni simpli B2C și către experți prin anumite instrumente digitale cu formatul de in-house, freelance, outsource și expert. Și în combinație se poate de vândut o serie de servicii pentru capitalizarea brandului sau o serie de formate pentru vânzarea serviciului nemijlocit. Respectiv, noi despre asta discutăm, despre monetizarea timpului vostru și a cunoștințelor cu ajutorul online-ului pentru posibilitatea de a mări
sau de a te lansa sau de a crește profitabilitatea. Asta este subiectul nostru și aici dezbatem industriile care sunt prezente, puteți adresați întrebarea, sau pentru cei care vor să facă rezultat, noi curând dăm lansarea maratonului nostru de monetizarea cunoștinților și a timpului, care o să fie foarte curând, și toți cei care se înscrie în privat o să primească un link, voi completați doar numele și telefonul și o să vedem pentru voi o ofertă care nu va fi mai mică de 30 de euro și nu mai mare de 90 de euro. Dar precis, ea va fi cea mai mică ofertă care noi o să vă dăm. Decizia o să o luați, vă să vreți, o să vedeți programul, o să participați la webinar, o să vedeți argumentele, dar voi o să aveți posibilitatea să cumpărați primii și să aveți poate și niște bonusuri adiționale pentru cei care nu au cursurile noastre. O să mă gândesc la asta. 2. Din consultanță și asistență oferită persoanelor care vor să aplice la studii în străinătate. Aha. Înseamnă că aici trebuie... Deci, în primul rând, la mine în cap nu este elementul de necesitate să aplic la un consultant care să mă ajute ca eu să învăț. Dar poate eu nu sunt target. De ce nu am în cap? Pentru că în corp și ca mine nimeni nu i-a desenat așa oportunitate. Eu știu oameni care ajută să treacă cu traiul, eu știu oameni care ajută să se integreze, da? Adică elementul ăsta eu l-am auzit, l-am cumva înțeles și da, sunt gata să plătesc pentru asta, dar să mă ajut să aplic la universitate, atunci întrebarea este ce câștig eu? Adică eu dacă te plătesc, spre exemplu, dacă oferta ta este, Dumitru, eu te ajut 100% să găsești universitate și să economisești până la 5.000 de euro, de ce? Pentru că tu cunoști. Apoi că dacă e așa, eu asta n-am de unde să știu. Și atunci tu trebuie să faci webinare, cum să aplici la o universitate din Chicago fără ca să plătești contractul sau top 10 universități al lumii și cum un moldovean poate să aplici la ele. Și tu povestind despre oportunitățile acestor universități, tu poți să ai call to action în consultație. Dacă voi vreți să aplicați la ele, sunați-mă. Sau tu spui top 10 profesii conform studiului Harvard care vor fi populare în 20 de ani. O să uite oameni, mai ales dacă tu ai posibilitate ca să te promoveze pentru acest webinar de ăștia studențași sau persoane simple sau o faci în parteneriat cu universitățile. Tu poți genera comunicare. Curs, poate, dar încă nu știu. Precis, eu aș face consultații prin webinare. Consultații prin webinare și după asta, dacă sunt aceleși probleme, poate aș face consultații de grup. Spre exemplu, eu știu că eu am grupul Harvard și v-am pus în grupul Harvard și vă ajut pe tăți 10 concomitent și atunci eu petrec o oră, dar eu nu 10 euro de oră, dar 5 euro de oră și atunci eu câștig 9 ore, dar total fac 500 de euro pe oră, nu 10. Adică modelul este interesant. Contentul Reels, contentul TikTok, 100%. E că aici aș lucra cu tine la zona dată. Registrează-te la maraton și o să vezi instrumente, cum, scenarii, chestii și cum să scăpi de zona asta de frică de a vorbi, dacă o ai și ce instrumentariu tu ai nevoie pentru ca să livrezi aceste elemente. Tare important ce instrumentariu. Scrieți-mi un mesaj mie în privat. Talmazan Mede. Maraton. Toți cei care o scrie o să primească un mesaj automatizat. Bună ziua, mulțumesc. De la mine e la și manual, da, eu o să copii un text cu link. Completați acel link. Acum, în live-ul ăsta, nu știu dacă în altele, probabil o să dăm și în altele, pentru că live-urile pentru mine sunt o zonă personală în care noi comunicăm, publicitatea, zonele cele sunt zone străine, aici sunt cei care mă rabdă și sunt destul de receptivi. Noi să dăm o ofertă exclusivă, care va fi, o să aflați curând, și această ofertă vă va asigura o înțelegere ce industrie, dacă tu încă n-ai nișă, n-ai industrie, tu poți să o regăsești în listă, care sunt modalitățile și cum să lucrezi în ele, care e scenariul, cum să lucrezi cu webinarele, cum să lucrezi cu maratoanele, cum să lucrezi cu live-urile, ce fel de dotare tehnică, ce fel de proces trebuie să fie, de care live-uri poți fi, poți fi, spre exemplu, cum eu fac amoia prin Instagram, cu aleacă de lunină, poți fi live-uri de alt gen, dar în același timp,
depinde de scopul care tu l-ai, elementul ăsta schimbă, pentru că pentru voi, cu siguranță, contează inclusiv un element de calitate. Spre exemplu, dacă eu vorgem până mâine, poate prin cineva nu contează, dar dacă eu o să fac așa, atunci life-ul nostru este total altul. Fiți de acord. Emoțional, tehnic, cineva spui, o, e că așa e mai ghinic, culoarea ce în spate, mă enerva de 45 de minute. Deci cineva spui, nu, dar parcă e uscățel, atunci când vorbim, parcă era așa mai uiutnică, parcă era o zonă și eu încă stau așa, încă dacă și eu fost, ar și extraordinar. Cum așa? Așa? Respectiv, împachetarea, dependență de strategie care voi luați, contează foarte mult. Și o lunină de $30 poate să vă schimbe total vectorul. Deci, știind care este sarcina voastră, noi pe parcursul a 14 zile de maraton o să descompunem anumite problematici și o să dăm anumite soluții. Deci o să fie 14 zile în cadrul căruia o să fie și ședință cu mine, și lecții preregistrate, și format în care voi va trebui să vă calibrați și să vă startați în a vă vinde cunoștințele. Ștefan Dedelică, îmi pare rău, dar eu sunt nevoit să te blochez, pentru că ești băiat obraznic. Bloc Ștefan. Bloc. Prima oară am blocat un om, dar dacă nu înțelege omenește, ce să-i faci? Respectiv, în sensul ăsta, e ca, spre exemplu, da? Instrument de marketing. Pentru mine, așa gen instrument de marketing, în care te bagi în life-ul altui om și faci mesaje, nu, noroc băieți, eu sunt Ștefan, m-am ocupat o viață cu cripto și nepoňatno ce am făcut acolo, am dut flori și nepoňatno ce am făcut acolo, ia ca amuia de-am te ajut să crești și urmăritori pe plus 10.000 de urmăritori te ajut să crești. Adică nici nu comunici cu audiența, dar faci Ctrl-C, Ctrl-V, asta se numește spam. Asta se numește urât. Ție în casă la mine ai venit și strigi la prag, și ne vrei, hai cu mine. Respectiv, prima oară nu m-a deranjat, ok, eu am făcut reclamă, puțin probabil cineva o să reacționeze, toți oamenii și să adecvați, dar deja a doua oară este blocare. Nu vă recomand să faceți share prin grupuri, să intrați în live-uri și așa la care te bași, și ne vrea pe ciclul metalic scrieți-mi. Dacă speakerul nu spune tax, acum toți cei care prestați servicii, scrieți în comentariu ca alții să vadă, noi avem așa în grupurile închise, așa acțiune. Atunci are sens. Dar rest, asta te bagi într-un loc cu ce și nu trebuie. Respectiv, nu vă recomand ca marketing jucător și ca om care intră în consultanță de afaceri pe direcția de marketing, nu vă recomand așa strategie, asta e urât, asta e niscacistotnă, e marketing, eu îl numesc. Asta este jos pălăria, Ștefan Dedelică e flământ și cată orice bortă ca să bagi deștiu. Așa că nu mergi pe treaba asta, nicrasivă. Revenind la ale noastre, elementul de online care are instrumentariu în spate, el este disponibil tuturor. Fiecare a să-l folosească diferit. Vreau să prestez niște cursuri, însă nu știu ce site să folosesc pentru publicitate, videoclipurilor, ce îmi puteți sugera. Ecaterina, cursuri. Contează foarte mult formatul de cursuri, pentru că noi avem câteva variații. Există, spre exemplu, platforme ca GetCurs. Există YouTube-ul. Există softurile sau hosting-ul personal. Adică, în dependență ce curs, la cât el costă, cât de greu e să-l copii, ce securitate tu ai nevoie, toată zona dată, există mai multe zone. V-am spus câteva branduri, dar 100% recomand vouă și celor care, cu cursuri mai ales, să scrieți în privat maraton și acolo o să descompun și să dăm exemple și ajutăm în integrare. Eu încă n-am trecut de limita asta să pot trece mai sus de zona de o oră de live. Mă uit când arată când i-a rămas un minut 30 secunde. Ca de fiecare dată, cei care nu au reușit să facă stories, acum aveți posibilitatea să faceți screen și să taguiți. Iar eu fac o concluzie. Online-ul plin de oportunități. Majoritatea domeniilor pot vorbi ca să vândă în offline ori servicii, ori pot vorbi și să vândă în online cunoștințe. Pentru asta trebuie să vă identificați anumit segment de piață, anumit format de prestări servicii și anumit modalitate prin care tu livrezi acest serviciu. Cei care o să ne scrină în privat maraton,
Voi să aveți o ofertă a maratonului care ați fi pe subiectul dat. Până atunci, 15 februarie, așteptați anunțul mâine pe mâine în stories despre webinar, în cadrul căruia voi lansa ofertele de bază și în cadrul căruia o să povestesc mai detaliat deja cu screen-uri, cu cifre, cu tabele, cu planuri, cu o detalizare mai complexă. Dacă voi sunteți în tema asta, atunci voi puteți să câștigați o leacă mai mult timp pentru voi ori familie, ori o leacă mai mult bani pentru voi ori business. Acestea fiind spuse, eu tare mult sper că voi ați simțit modul meu și ați luat lucruri utile și au fost relevant. Mi-au rămas 10 secunde. Vă doresc o seară excepțională. Ne vedem marța viitoare la ora 21:00. Abneal, padneal, postavel la mesta și aveți grijă de voi și de cei dragi. Like-uri și comentarii, bani, sănătate și vecini de treabă. Succes!